Bună dimineața, România, bună dimineața, București și bine v-am găsit, dragii mei, la un nou episod din Minecraft la Perfectul Simplu. Fraților, de data trecută n-am făcut mare lucru, cel mai important lucru... Este cămăruța aceasta. Practic m-am dus de jur împrejur, am pus niște pietruială, am pus niște scânduri ca să nu avem probleme aici când... ne ducem să facem un mic enchant. Nu că am folosit foarte des camera aia, dar așa, ca idee principală. Ce aș vrea să facem astăzi, dacă reușim, dacă ne iese nouă șmecheria, este să încercăm să automatizăm cât mai mult posibil această carieră. Când zic automatizăm, mă refer în ideea de a nu mai avea nevoie de cărbune aici ca să pornească cariera asta noastră. Și apropo, la un moment dat cineva întreba în comentarii: bun, dar ce e o carieră? Gândiți-vă la o carieră ca un mod automat de a săpa. Da? Deci avem un bloc aici care formează un cadru. Da? Ăsta e cadrul standard care face o gaură de 9x9, dacă nu mă înșel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bun. Deci ăsta este cadrul standard. Îi dau niște energie cu ajutorul unui motor de buildcraft, da? Sau, mă rog, altfel de sursă de energie care să-i dea MJ. Da? Și toate blocurile pe care le strânge din această gaură le aruncă prin partea de sus într-un cufăr sau într-o țeavă sau în ceva de genul ăsta. Și uite că se nimere ferul la mie. Poate o fi și... A, perfect. Dacă e noapte, să scăpăm și de ploaia asta. De ploaie slash din soare slash ce-o fi. Deci am eu... Ok, norii sunt orice, numai alb nu. Bun, deci vreau să obțin aici o metodă cât de cât mai interesantă de a activa această carieră și zic eu de ce nu să ne folosim chiar de metoda de aici, în ideea că să facem noi vreo 2-3 panouri din astea fotovoltaice. Da? Și eventual dacă reușim niște astfel de baterii. Da? Baterii din Ender IO. O să ne ia ceva, un bloc de redstone, adică, mă rog, sper că e redstone. Pink, grey, yellow, numai redstone nu mi-arată. Mă rog, tinichea și niște ciofii astea care se... Ah, e de muncă, e de strâns materiale. Bun, lăsați-mă 2 secunde să strâng cât mai multe materiale posibile și după aia vedem dacă ne iese treaba asta sau nu. Știți de ce îmi place mie cel mai mult deșertul? Hai să vă arăt de ce. Vreți să vă mai arăt o dată? Hai că vă mai arăt o dată. Da, e cam nasală treaba cu ploaia asta, pentru că am impresia că panourile noastre solare nu prea își fac treaba în timpul ploii. De asemenea, am o foarte mare problemă cu nisipul, domnule. Cu nisipul, pentru că am nevoie de aceste mici biluțe de silicon și se pare că le pot obține prin nisip, din nisip, dar există o șansă de 50-50, jumătate-jumătate. De asemenea, le pot obține cu o șansă de 80% din minereu de redstone. Numai că noi nu avem așa ceva, pentru că nu avem silk touch. Ceea ce nu este tocmai pe placul meu. Acum, ca să fac rost de silk touch, am două posibilități. Fie încerc să upgradez șmecheria asta, care, mă rog, nu e tocmai o idee rea. Și cred că asta e ruta pe care o să o urmez. Stai, ce am zis că eu? Am zis că fur de aici. Și mai bine că vine seara, ceea ce înseamnă că pot să scap și eu de ploaie. Poate.
Așa, și doi la mână, deci fie upgradez măsuța asta de Darkcraft, da? Fie încep cu Tinker's Construct. Din moment ce eu nu pot să suport Tinker's Construct, deși, mă rog, nu cred că sunt o mai corect față de voi. Dar zic, hai să încercăm totuși să facem și aici cu treaba asta, domnule. Cred că am nevoie de două, poate. Două secunde, am deschis aici în lateral exact ce am nevoie pentru nivelul 2. Pot să pun... Stai așa să le iau și pe ăsta. Deci, dacă ne uităm aici, avem... Asta e clar un lapis. Asta e o foicică pe care o obținem noi... unde ești, măi? Stai să vă arăt. Mâncând un fortune cookie din ăsta, care se obține... Am nevoie de Coco Beans. Da. Brown wool, serios? Nu m-aș fi gândit ever. Stai așa că nu înțeleg, adică pot să iau un mana bean dintre ăsta? Unde ești, măi? Avem pe aici un mana bean. Și din mana bean pot să obțin Coco Beans? Bă, ești nebun? Foarte tare, foarte tare. Bine, numai că acum am nevoie de un jungle tree. Pentru că na. Ia, asta cum se obține? Să crezi tu, bă, băiatul. Da, mă rog, și aici tot am nevoie de un jungle tree, da. Ok, deci trebuie să mergem la... Stai așa. Deci am dormit și tot nu s-a dus ploaia. Ok. Bun, deci trebuie să mergem să găsim o junglă. Sper eu din tot sufletul că poate este ceva în direcția asta pe aici. Dacă ne uităm pe hartă, văd ceva cu un verde deschis în zona aia. M-am pâine la mine să-l mă duc ca norodul. Da, uite că am avut noroc. Verdele ăsta deschis chiar este o junglă. Și uite că primul copac de acolo pe care îl văd are și cacao. Numai că suntem... Ăsta e, nu-i de bine, nu? Da. Ăsta e un amarant. Este un lemn mai ciudat. Ia, avem noroc și de împuiete ceva? Este un lemn mai ciudat pentru care... E mov. Scândurile sunt mov. Am zis puiete sau copac? E un copac mai ciudățel. Așa, dumneavoastră, să luăm noi de aici frumoșel. O frumusețe de genul ăsta. Pot eu până una alta să fac... Așa, mă, băiatule, mai ia să luăm noi și niște... Bun, niște liane. Hai să doborăm și copacul ăsta. Păi, ești unde aia? Mi-a dat un poete și l-am văzut eu, nu cred. Tine de aici, mon cher. Ok, bun. E bine de știut că în zona asta avem o junglă. Bun, așa, dragii mei, să vedem unde punem noi un mic copacil pe aici să fie. Pur și simplu să fie. Ceva genul ăsta? Pac, pac. Pac, pac. Umplem pe toate părțile. Ok. Și cred că mie de ajuns una. Ia să vedem. Țuc, țuc. Oh, perfect, perfect, perfect. Deși cred că mai avem hârtie pe undeva. Stați așa să... Cred că mai am pe aici pe undeva hârtie. Nu, nu pot să cred. Wow, ok. Stați așa.
mai rar mi se spunează pentru că nu prea plec de lângă casă. Așa că profit și eu că pot. Am și cu tine, hai vino cu. Nu, nu, nu. Ce-am făcut? Ok. Așa, și luăm de aici 3, să fie. Prum. Pac, pac. Câte forci în cookie am nevoie, mă? Ia să vedem. Nevoie de 4, serios? Poți le... Ah, ok, se stachează, e bine. Ok. A picat? N-a picat. Așa. Pac, pac, pac. Punem la loc ce e în plus. Trebuie să pun asta pe undeva pe aici. O putem pune pe casă. Trece acolo și crești. Wow. The was quick. Ok. Asta le mâncăm. Și avem un... o foicică din asta. Fiecare foicică scrie altceva pe ea. Ia să vedem. I know where you live. Bine mă, că știi tu. Unde locuiesc. Ce? Ok. Ești cu 5,6 grame mai greu decât era aia cu câteva secunde. Super. O eroare de Java, că doar așa ne trebuie. Bun, hai să punem și pe asta în colțul ăsta aici. Ce mai avem nevoie, domnule? Ia să vedem. Asta bar n-am ce... Force pack. Asta e un flint și asta este... Ia să vedem dacă ne iese dintr-o carte cu enchant pe ea. Nu tu. Caut... Șmecheria mea... Aveam un force rod. Pe aici punem. Am pus-o cumva aici? Da. Ok. Și avem nevoie de o cărțulie pe care să o punem noi, nu știu cu câte niveluri din păcate. Așa că eventual, pardon. Să încerc ceva de genul ăsta, să vedem cu un nivel dacă merge șmecheria. Mai puțin de 3 nu vrea, se pare. Ok, și să vedem dacă ne iese. Ok. Câte astfel de experiență? Ah, 3. La naiba. Deci dacă pun o carte și pun ceva genul 10 niveluri, îmi dă mai mult? Ia să vedem. Nu, tot 2. Ok, deci am consumat degeaba 10 niveluri. Trebuia să consumăm doar 3. Bun, deci pe asta o punem aici în cufăr, să știm de ea. De ce mai avem noi nevoie, domnule? Nu știu ce e asta, ia să vedem. Dart, așa, ia să vedem noi, domnule, a ce seamănă silueta aia de acolo. Cred că o să avem nevoie de un ghiozdănel. În cele din urmă, zic eu. Dar cu ce să upgradăm ghiozdănelul, că nu realizez. Ghiozdănel de genul ăsta. Force pack upgrade. Ăsta e. Lună. Niște piele și un lingou în centru, da? Ia să dormim noi. Nu știu de unde să fac rost de lână. Dar cred că până la urmă o să fiu nevoit să fac treaba asta. Nu voiam că, mă rog, de lene. Dar... sunt nevoit Cave Spider, tu. Am nevoie de tine. Ok, și am nevoie de cheia mea specială. Care ești? Uite-te aici. Tu cât mai ai, mă, în tine? Wow, cât de puțin mai are. Ia să facem noi ceva genul ăsta. Ok, și să furăm de aici. F. Bag acolo să fie. Ah, nu, nu, nu. Pac, pac.
Cred că mi-ajunge momentan. Ok. Și să vedem cât de nasol ne-o luăm aici de la vrăjitoarele astea noastre. Eu am pus aici încă un cufăr. În ideea că frumosul ăsta de aici s-a cam umplut, săracul. Și o să pun eu să arunce și chestiile astea mai departe. Văd că avem nevoie de un... Pot să fac ceva de genul ăsta? Nu mă lasă, nasol. Mă gândesc, pe asta nu pot să pun upgrade-uri, din păcate. Da, nu știu, momentan îl lăsăm așa atunci. Ziceam eu că fac ceva de genul ăsta. Ok, și ne ducem aici, domnule. Să luăm frumusețea asta de spawner. Hai. Mi-e frică să mă arunc acolo. Nu, vino înapoi. O să se ducă în cufăr. Sper. Așa, și să vedem cum reușim să ieșim după ce punem spawnerul de păianjeni. Merge? Cred că merge. Și acum fugiți. Pac, 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 pac. Ok, ceva de genul ăsta. Hai să vedem dacă ne-a nimerit aici spawner. Ah, slavă cerului. Așa, punem pământ și deasupra ca să avem un tuneric. Cred că mi s-a mai dus aici o bucată mică. Așa, și acum ar trebui să ne vină pe inginerie. Ia să vedem. Bă, bagă-te-mă acolo. Vine, domne, ceva. Bine, eu nu mai aud nimic acum. Hai. Haide. Bravo. Este. Ok. Bun, deci până se face niște pânze de păianjen acolo, hai să vedem dacă reușim noi să upgradăm, domnule. Cred că astea ar fi suficient să le upgradăm momentan. Trebuie să punem în ele un lapis și cred eu că merge și... Ia să vedem noi. Și avem așa rainbow-ul care ne dă de la acel lapis. Luck nu putem face, adică noroc nu putem face rost de el în momentul de față, pentru că avem doar nivelul 2 aici la acest... La această cărțulie de upgrade. Experiența asta pe ce Dumnezeul îi se pune, măi? Experience. Da, nu-mi dau seama. Hai că văd eu pe parcurs. Hai să vedem. Punem o bucată de așa, da, ca să ne dea rainbow, ceea ce înseamnă că atunci când o să dăm pe o oiță, o să ne dea nu numai culoarea de lână de pe acea oaie, o să ne dea practic toate culorile posibile. Ăsta, dacă îl punem cu grinding în mod normal, s-ar folosi la un târnăcop. Spre exemplu, dacă dau cu târnăcopul într-un... minereu, să-mi dea din acel minereu deja versiunea, cum să-i zic, măi, macerată, ca să zic așa, da? Deci în parte nu mai multe din astea. Și ce mai am aici? Pot să pun lac pe astea?
Pot să îi pun așa, mă lasă? Do you... Ce? Fii atent că m-ar lăsa. Ia să vedem cât avem aici. 120 și mai avem nevoie de 150 până la următor. Ia să vedem, doamne, ce ne dă. Sunt foarte curios și până una alta eventual să-i dăm niște energie de aici. Să-mi dă mai multă lână dacă îi pun chestia asta? Bine, ar însemna că aș avea nevoie și de o oaie până una alta, dar mă rog, asta e altă. Rainbow Grinding, lacun. Până la nivelul următor mai am nevoie de 30. Descoperit o grămadă. Pe ce să punem aia de experiență? Mâncați așa. Să vedem, avem suficient... Ăștia se strâng după mine? Mă văd acolo? Mă simt până acolo? Ce capsomani! Adică trebuie să stau aici să vină... Wow! Nu-mi convine absolut deloc. Da. Păi să căutăm repede o oiță și să închidem și noi episodul. Sper să reușesc să mă documentez aici, să văd exact la ce se folosesc că... zi măi. Sticluțele de enchanting. Sunt foarte curios. Pe porci parcă nu merge. Ia vină mă. Ba, dar merge și pe porci. Practic îi jupă aia de vimă. Mi se pare atât de stupid. Rob Bacon, ia uite, mi se pare atât de stupid. Știu că merge pe făcuțe. La fel, le jupoai de vii și își cresc înapoi pielea la un moment dat. Mi se pare atât de stupidă chestia. Săracă vacă. Cold cow, e frig, mă. Așa, și să vedem dacă avem noroc de o oiță pe aici pe nou. Mă, oameni buni, dar greu mai găsește omul o oaie pe aici, mă, fraților, mă. Și acum o să spuneți pe bine mână, rodule. Deci ca să vă faceți o idee, aici am găsit oile și casa noastră e aici. Și inițial m-am dus prin zona asta. M-am dus așa, mă, cu liftul șel. Nu-mi place ce văd aici deloc. Da, deci nu mai trebuie să venim în zona asta ca să nu se încarce ceancurile astea. Eventual o să venim așa pe râul ăsta. Bun. Dar până una alta, hai să vedem noi aici, domnule, cu șmecheria asta noastră, ce se întâmplă când... da, pentru că... pentru că am pus grinding pe asta, ne dă direct string. Ah, la naiba. Asta este, dar până una alta avem la noi o chestie interesantă din Darkcraft. Eu sper să-mi iasă treaba asta, să facă ceea ce vreau, se numește un force... Flask se face super simplu. Un pic de sticlă și o pepită din aia de din Darkcraft. Așa. Ia să vedem dacă ne iese treaba. Click dreapta. Nu. Nu. Hai că am luat cărțile la mine. Left click, am înțeles. Era nu era click dreapta, era click stânga. Și ia uite ce avem noi aici, Battled Sheep. Deci avem o oiță la sticlă, mă, dacă vă vine să credeți. Poți și tu să te dai jos de acolo să mănânci un pic de iarbă ca să te pun cu restul, că mi-e frică să nu te considere jocul ca fiind... ba nu, stai că mai am una aici, never mind. Bineînțeles că tu ești diferită, super, mă bucur pentru tine. Bun, dragii mei. Cam atâta pentru episodul de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați să ridicați o mânuță sau să lăsați un comentariu. Bună seara București. Bună seara România. Pe data viitoare.